Yo, I got a special amazing guest azi pentru voi. The one and only Azteca. With the one and only TJ Miles. My brother. Ce faci, mă? Bro, I'm so happy you came. Thank you. Mulțumesc. Bă, mă bucur că sunt aici și vreau să văd ce vorbim, să povestim la lume, cum ne-am cunoscut, cum s-a întâmplat tot, nu? Așa zic și eu. Totul a început la tine, că ai făcut un Insta story, dar de mult. Da. Și ai zis că la TJ Miles de tare, știi? Da. Și aia automat mi-a zis, like, Azteca. Și după aia am început să fac conexii, știi? A făcut un vlog de mult și mi-a spunea Azteca. Că am întrebat să-mi zică niște rappers, Romanian rappers, care vreau să... Am văzut fix vlogul ăla, l-am văzut eu. Și ai zis că auzisei de tovarășul meu, de Nane. Și că auzisei de el tot în comments, știi? Și după eu m-am uitat la mai multe videouri de la tine și am zis, bă, ăsta e super real, așa, și energia ta cu oamenii m-a inspirat, pentru că și eu sunt așa super gen să lift up everyone, știi? Să-i facem să se simtă bine pe toată lumea și să fim vibe-uri bune între toată lumea, știi? Și când am văzut asta, am zis, bă, he's a real one, e tare, și am zis pe story că e tare. Și aia mi-a validat tot ce zice lumea despre tine. Știi, am început să fac conexiile alea și după aia am... Like, big shout out to Nane as well. Asta e alt guy. Frățiorul nostru, like, Nane is amazing. Nu l-am întâlnit pe Nane, dar îmi place muzica lui Nane. Anyways, deci Azteca a făcut chestia asta și după aia s-a oprit că ne-a dat follow unul pe altul, you know what I mean? Și asta era. Dar ce s-a întâmplat, like, the turning point, care a schimbat tot, a fost când Azteca a zis că I'm going to Rolling Loud. Bro, I was like, what? Rolling Loud? Și după aia a zis Portugal, parcă. Am zis, no way, Portugal, Rolling Loud, I'm coming, Azteca, because you're like, who, cine vine la Rolling Loud? Da, I'm like, I'm coming. Nu știam, adică eram sigur că trebuie să vină cineva din oameni cu care pot să mă anturez, gen să fie blană vibe-ul, să mă distrez acolo, știi? Yeah. So then I'm like, bro, like, can I come, you know? You're like, yes. I was like, wow. I went to, boom, the internet, and I bought the ticket the same day, in același zi. Și am cumpărat și hotelul, tot e plan, like, we're going to Rolling Loud. Yeah. 2022. What's up? Și haos să fie acolo cu aia. Abia aștept. O să fie incredibil, da. Anyways, așa am întâlnit și după aia am fost și ne-am cunoscut, like, face to face. Ne place mâncarea sănătoasă, mâncăm healthy, like, healthy. Am văzut asta la tine. Da, mă rog, tu mai, like, mult, eu. Yeah, I know, but, like, măcar încerci, știi ce zic? Și este de calitate. Dacă mănânci bad, it's gonna be expensive bad. Yeah. Right? Yeah, like, right. Like lobster and shit, you know? Da. So we went to Argentina Steakhouse and we had a nice meal and we chopped it up, you know? Da. And that's history. And now suntem aici. Da. Prima impresie, zic ție, că vorbim așa, prima impresie când te-am văzut a fost, nu mă așteptam să fie așa. De obicei, când cunosc pe cineva nou, indiferent cine ar fi, sunt niște momente gen cumva așa weird vibes, awkward, știi? Care sunt naturale și e normal să se întâmple asta. Când ne-am văzut noi, a fost direct, gen, am început să... It's like I knew you for 20 years. Să vorbim, da. It's weird. It's... Because you know why? Am spus asta și s-a plăcut. We got blessed by the Romanian gods. You know what I mean? That's true, yeah, bro. True. Ce planuri ai tu de viitor? Ce se întâmplă acum cu tine? Care este next move acum? Bă, album nou, 616, un nou capitol în viață, care reprezintă... Fiecare album pe care l-am făcut până în punctul ăsta a reprezentat un capitol din viața mea, o perioadă în care eu am făcut piese, gen, și toate piesele din perioada respectivă le-am luat și le-am pus. Ultimul meu album, Remene, de exemplu, se numește, știi ce e Remene, când te bagă în tubul ăla la doctor, gen, ca să-ți vadă... Like a CAT scan. Te bagă exact. Tu chestii așa. Și stai și ca să-ți vadă coloana și chestii. Am avut probleme cu coloana, că din cauza concertelor din 2019, că am avut peste 80 de concerte în anul ăla, a fost... crazy. Ai rupt-o? Da. Am sărit pe scenă, am băut foarte mult alcool, sărit pe scenă, distracție, stage diving, chestii. Really? Da. Te-a prins, o? Da. Amazing. Da, deci te iubesc oamenii. Bă, da, eu iubesc pe ei. Asta e faza, că that's avem crazy. O relație așa între noi și când mergem la concert, e o relație între mine și public, un schimb de energie incredibil. Când ei mă văd pe mine că mă hype-uiesc și mă distrez, că îmi place și zic sincer, nu mulți au ce avem noi, uite, și Amuli aici, că vreau să zic și de el, fratele meu Amuli, care el, pe scenă, e un monstru. El vrea să se ducă să cânte. El în pandemie stătea acasă, vorbeam la telefon și zicea,
Bă, vreau să mă duc să cânt, nu mai pot, trebuie să mă duc acolo. Da, mâncam acolo la... Da, 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 la Argentina. Da, frate, și asta e vibe-ul, e un schimb de energie între mine și public foarte șmecher. Eu zic că asta e foarte important. Eu zic că dacă ei nu, like, bro, like, dacă ei nu simt energia, degeaba facem public figure and rapping and whatever, you know what I mean? Da, da. Like, pentru tine, like, da, pentru mine urmează, știi, chestii. Uh-huh. Dar, you're blessed, you know what I mean? Se vede asta, știi? Uh-huh. Și când vine albumul ăsta? Like when is the date? Bă, nu vreau să zic o dată ca după okay, că eu mă lungesc mereu gen. Să nu push back. Da, și mai îmi vine o piesă cu cineva, mai fac o piesă și zic: "Bă, trebuie să o facem și pe asta și tot așa." Dar așa estimativ până la jumatea lui 2022. Să zic că deci înainte de Rolling Loud. Da. Ah, ok, da, că da, Rolling Loud e în iunie. E în iunie. Până în iunie o să deci, fie okay, 100%. Deci haideți să zicem așa, nu? Da. Before Rolling Loud, boom, 616, nu? Bun. Da. De ce mai, like, tu mi-ai spus mie personal 616? Yeah. Dar chiar că te s-audă și ei. Da. Interesantă povestea. Inițial, uite că am citat toată asta de mult. Mm. Inițial nu avea însemnătatea pe care o are acum, meaning-ul pe care îl are acum, nu-l avea. Era doar, eu îmi făcusem un tatuaj cu un cod poștal din Anglia, eu am fost și eu în Anglia. Și erau niște rappers din Anglia pe care eu îi susțineam super mult și îmi plăceau foarte mult de ei. Mă rog, nu îi cheamă 616, dar aveau un lucru cu 616, aveau și ei o legătură cu 616. Și așa a început gen, eu mi-am tatuat asta pe gât. Și după, eu mă gândeam la numele albumului ăsta pe care trebuie să-l dau, că aveam aproape toate piesele gata, dar nu aveam numele și eram gen, bă frate, nu-mi vine numele, le-am zis și pe story, dați-mi idei de nume, că I don't have the name. Și într-o zi, boom, mi-a venit gen, bă, la modul m-am trezit, beam cafea, ascultam albumul, gen niște piese de pe el și boom, mi-a venit 616. Deja am asta tatuat pe mine, 616, un nou capitol. De ce un nou capitol? Că s-a schimbat pentru mine, s-au schimbat multe pentru mine în viața mea, gen de vreo un an încoace și intru într-un nou nivel, într-un new chapter. Nou. Da, da, da. Și după ce e super crazy, gen ce mi s-a întâmplat, e că am căutat 616 pe net să văd dacă în România gen la e ceva gen de genul ăsta. Să nu copiez ceva, un nume sau o chestie de genul ăsta. Și am scris 616. Prima chestie pe care mi-a dat-o era 616 Angel Numbers. Și am zis, ce e aia? Eu sunt și spiritual și sunt așa, cred în univers, în chestii, în energie, în chestii. Știi? Și am primit 616 Angel Numbers. Intru înăuntru și scria primul lucru că 616 în numerologie înseamnă a new chapter, letting go of what? Exact ce se bro, 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 I thought of it. Exact cum am gândit eu. Eu cred că ceva, o energie mi-a dat. Mi s-a dat chestia aia. It was meant to be. Și mi se pare interesant că ai făcut aia mai de mult. Uh-huh. Dar nu s-a întâmplat să o folosești decât când a trebuit să treci la new chapter. Da, da, da. It's crazy. Parcă era deja predestinat. Și încă o chestie super nebună. Eu am tatuajul ăsta Mactub pe față. Și dacă îl întorci invers, fără să știu, bro. Da. Deci it's crazy. Un fan mi-a arătat pe story. Dacă iei tatuajul ăsta și îl învârți invers pe un genidai switch, scrie ocult. What? Îl văd acum. Ocult, îl văd. Bro, n-a fost nimic plănuit. This is Hebrew. That's crazy, bro. Bro, that's amazing. Piele de găină. Yeah, you know? I see what you're saying. Like you get that goosebumps. That's crazy. Da. Spune-mi tu, acum ce planuri ai pentru viitor. Fii atent. Okay, like mă cunoști de câteva poate like o lună, you know, nu știi? Dar știi că sunt ambițios rău. Like I'm like super savage, you know? Te-am văzut că ești pe ele în fiecare zi și că vrei să faci treabă. I'm a monster, you know what I mean? Like I come from a place where asta s-a întâmplat. I'm a product of the environment, okay? Anyways, vreau să fac tot. Fie muzică, Antena 1, Asia Express, talk shows, bla 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 bla. Like nu mă interesează. Orice, ha? Orice. Dar tot. Care-i, na. Și pe aia vreau să mă duc internațional. Because I'm from Canada, Toronto, I can do the whole connection, you know what I mean? Da, da, da. So I feel like there's no limit decât mintea mea mă oprește din ce vreau să fac, știi? Dar am pachetul, știi? Așa mă simt, deci mulțumesc că m-ai întrebat asta. Da. Că am vrut să mă auziți, știi? Și când câteodată o spun out loud, vorbesc cu mine însuși în fața
like oglinzii. Uh-huh. Like you have to. Da. You do auto sugestie. Și tu faci asta, nu? Dimineața. I'm a monster, what up, you know? Right? Da, da. Da. Ah. Trebuie să crezi în tine. Trebuie să crezi în tine, da. Îți vine o idee, da. Trebuie să o spui ca să fie în aer, exact. Și după să o faci. Bro, exactly. Oameni care n-au planuri și cred că ajung undeva, n-ajung nicăieri, că nu știi unde e destinul, like, care este the end, anyways. Trebuie să iei cu pas cu pas și să afli pașii. Uite, exactly. Oamenii mă întreabă pe mine, cum pot să mă apuc să fac muzică? Uh-huh. Eu când m-am apucat de muzică, n-am întrebat pe nimeni, n-am avut pe nimeni să întreb. A trebuit să mă gândesc, să stau, să iau logic, să raționalizez. Care sunt pașii spre a ajunge aici? Aha. Încă îi aflu pe drum, gen. Am aflat până în momentul prezent care au fost pașii. Să fac muzica în sine, gen, să creez the beat, să înregistrez, mix master. Ai studiat industria. Am studiat industria, m-am uitat la alții. A trebuit să văd ce au făcut ei, dar fără să-i întreb, că nu mi se va da răspunsul decât. Pentru că drumul este foarte important. Nu poți să primești rezultatul. Știi? Da, și e bine să-ți faci singur. Da. Că tu o să faci mai bine decât alții care ai spus să-ți faci, you know what I mean? Exact. I appreciate that about you, because ești unic. Și de-aia am vrut să... Mersi mult, like, bro, precis. Like, we're going to Rolling Loud together. Acum e altceva, știi ce zic? O să avem chestii împreună, sunt sigur. Anything is possible. Da, nu o să rush nimica, că nu aia vreau să fac, să obțin ceva. Prietenia e mult mai importantă, you know what I mean? Like, e genuine, și organică. You know what I mean? I have a business, a service, I can fix your car. You know what I mean? You have a studio, I can practice, you know what I'm saying? Anything's possible. Da, frate, și te aștept la mine. Să facem. Haideți să schimbăm puțin, like, the tone. My serious, bro. Okay. Young Dolph died. Știu. That's crazy. Last night? That's fucked up. Like, Young Dolph, it's a rapper from Memphis. Tenekee, Tennessee. Tenekee, you know? R.I.P. That's R.I.P. the way, Young Dolph. Așa zic la Tennessee, like, știi, Young Buck, a făcut o famous cu Tenekee. Mm-hmm. Ten, a key, kilo, mm-hmm. ten, pentru un kilo, anyways. Deci, from Memphis, right? Și am uitat azi noapte, m-au trimis ăștia mesaje din Toronto. Băi, Young Dolph is dead. I'm like, nah, cap. M-am uitat puțin la ce m-a trimis, era un Twitter post cu un video. Poți să trimit mai încolo. Uh-huh. M-am zis să cred, automat ți-am zis ție vocal imediat. Bă, eram în mașină și când am auzit, am zis, bă, ești nebun. Uite cum am aflat eu de asta, ești nebun. Yeah, it's crazy, bro. TJ. Just got spray, like, boom, you know? Nu știu, eu tot ce pot să zic din toate chestia asta este că, like, dacă ai bani și dacă ai reușit să scapi de chestia aia. Bro, like, scapă de chestia aia. Nu trebuie să stai acolo. Dacă you want backwoods, go buy backwoods from a different store. Nu te duci in the hood to buy the backwoods. Nu trebuie să stai la... Știi ce zic? Că asta făcea. Da, nu să cumpere niște chestii, știi? Vreau să zic numai că cred că și tu believe asta. Da. Nu? Da. Like, evolution means nu numai să schimbi environmentul, schimbă și prietenii. Mm-hmm. Schimbă și, right? Yeah. Anyways, nu vreau să intru în amănunte aici. Da, uite că e puțin nasol că ei consideră, presupun că ei consideră ca Nipsey, de exemplu, ca toți ăștia, că chiar dacă au făcut bani, ei trebuie să rămână in the hood, că street credibility, că chestii. Da, bro, we respect you guys, că și oameni ca noi văd fake-ul versus real. Deci, like, poți să fii real din Calabasas Hills in LA. Nu trebuie să stai in the you know, hood, in the hood, in central LA. Da. Deci, anyways, asta am vrut să, like, you know, bro, chase your dreams and try to get away from the toxic environment, you know what I mean? That's what it's about. Da. Asta e evolution. Întrebare. Am văzut că ai niște tatuaje foarte unice. Uh-huh. Like, întotdeauna am vrut să te întreb. Vrei să vorbim despre tatuaje? Puțin, așa, like, why? No pictures? Ok, yeah, no. Ideea cu ăsta e că e o ironie. Eu când eram mic, nu suportam să maica mea mă făcea foarte multe poze în orice loc în care mergeam, mă punea să fac poze și ironia e că eu care uram să fac poze în copilărie, acum am ajuns fără să vreau, că eu până la urmă I didn't sign up for the pictures, I signed up for making music. Știi? Acum trebuie să fac poze și a ajuns să-mi placă, dar e I see o ironie, gen. That's sick, I like that. Yeah, yeah. You know what's funny? Mm. Jur, eram contra poze și eu, până la 19 ani. Contra, eram like, poze, like, that's for losers, you know? It's just a poze, it's just a smile into poze. You know, I was obedient to a poze, like, când eram mic. Și anyways, și am vrut să zic și eu chestia asta, like, nu știam că o să spui asta. Da. Și eu mi-am luat prima cameră, cam, pe la 19 ani și am început să fac multe poze, știi? Mm. Și am început să-mi placă cum arăt pe cameră și chestii fotogenic, nu știam că sunt, you know what I mean? Yeah. Deci, într-un fel, I can relate da. La chestia asta, că nici mie nu m-a plăcut pozele, știi? Da, ce mai e pe acolo? Bă, am Homesick, care e un omagiu to Lil Peep.
Yeah, Lil Peep, I know Lil Peep, yeah. Că și el avea scris Homesick, gen. Aha. Dar pentru mine Homesick e pe lângă că e omagiu pentru el. Boy. Yeah. În afară de că e omagiu pentru Lil Peep, e și o stare care o aveam eu când eram mic, că oriunde eram în lume, nu prea mă simțeam, gen, I didn't find my place, nu-mi găsisem un loc, gen, să mă simt ca acasă. Aha. Asta eu să-mi amintesc, gen, de unde am plecat și chestii, pentru mine, când îl văd, îmi reamintesc de unde am plecat și să știu că acum, anywhere I am, I feel like home, because I embrace the universe, poți vibes. Poți să zic o chestie înainte să continuăm cu aproape? Da, sigur. Like, you're not Romanian. Practic, I was just born. Doesn't matter. I was born in Australia, but I'm Romanian. I don't have any Australian genes. You don't have the Australian genes, but poți să ai o cetățenie australiană. Da. That's amazing. That's like a fun fact. I just kissed the ass, I was like, what? That's un fel de atu, right? Așa se zice. Cum? Atu, like you have something extra, like atu. Nu știam că asta înseamnă. Am fac show. Nu e o chestie română? Ba da, atu? Da. Like you got the atu, you know? Habar nu, bro, nu știu. Știu, am auzit, știu ce ai tu, dar nu mă gândesc că it's like a extra bonus, care e un bonus. Poți să te duci acolo în Australia să faci cetățenia, că băi, look, I was born here. That's sick. That's amazing. It's awesome. Yeah. What else you got? I've got get money. Okay. I love that. No. Classic. Amazing. Whatever. I have this foc care dacă te uiți din perspectiva asta, e foc, it's flames. Yeah. And if you watch from this perspective, it's drip. Okay, see? yeah, it's like a drip. Yeah. It's like a drip. Ăsta e un desen cu mine, făcut de sora mea mai mică. No, ea l-a făcut și mi l-a dat. Și eu am zis, bă, mi-a dat sora mea asta, o să mă duc, îmi fac tatuajul pe care mi l-a făcut ea cu mine și o să mă duc să-i l-arăt. Și ea nu știa și l-am arătat. Are 8 ani acum. Și ce a zis? Și s-a uitat și a zis, ce e aia? Și am zis, tu ai făcut asta. Și zis, nu pot să cred că ai asta that's pe tine. Amazing. Da, it's awesome. That's a hanger. Yeah, that's just a hanger. Gen, I don't get it. You don't get it? No. Bă, e faptul că de mult, gen, I like to să pierd timpul, gen. To hang around. Like, just chilling. Just chilling. Asta e. Sick. I want to know what that is. Ai ceva de încă spiritual, nu? Yeah, it's a talisman. Talisman. Yeah. Chestiile astea se fac gen le faci în sigilii. Na. Oamenii mei știu, o să afle gen probabil. Toți. Ideea e că eu am făcut sigiliul ăsta ca să-mi reamintească ceva. Înăuntru, chestia asta, simbolul din mijloc, reprezintă cartierul meu, genul. Unde am stat din copilărie până acum, în Pipera, și scrie Pipera, practic. Nice. Și am un tovarăș mai nebun care a zis odată o vorbă nebună, a zis putere maximă pe Pipera, genul. Sick. Și this is what it says here. Oh, what? Scrie putere maximă pe Pipera in a really really old and ancient witch's alphabet. What? Yeah. That's bro, îmi place ce mult like gândire l-ai pus. Bă, eu am învățat să scriu în alfabetul ăsta și am scris putere maximă pe Pipera și na, that's it. Bro, that's so sick, bro. Ăsta e desenul meu preferat de când eram mic, Courage the Cowardly Dog. Okay, okay. Yeah. Doar îmi place super mult, gen. Asta e iconic. Ăsta e un Japanese. But it's iconic and like te văd cu poze și chestii, asta pop întotdeauna. Da. Bă, ideea e că eu nu l-am dat cu cremă, n-am avut grijă deloc de el și s-a stricat rău de tot. Are farmecul lui, nu? Da, e mișto, cumva oamenii zic, bă, e mai tare așa că s-a luat din el chestii și așa. Ai de gând să mai faci like plin? Da. Oh, yeah? Da. Like vreau, tot și spate tot? Vreau să-mi fac sleeves acum și gât, gen, neapărat, și vreau să-mi vină puțin pe față, gen prin barbă pe aici, dar mă rog, mie îmi place, nu mă văd fără barbă deloc. Gen, nu am mai făcut asta de mult. Cu barbă. Știi? Da. Și nu știu dacă o să fie blană să vină pe aici un tatuaj, dacă oricum... Dacă o să ai barbă să fie ciudat, că degeaba o să-l faci. Da. Nu știu, o să mai stau. Uite, avem același tatuaj. Aha, eu am aici nota muzicală și tu ai acolo. Am văzut asta când am întâlnit, am zis, bă, I have that, you know what I mean? Nu știu, vrei să mă întreb ceva de la tatuajele mele? Că bă, am văzut că ai Supreme aici, care mi-a plăcut mult. Supreme, aia tot ce înseamnă pentru mine. Da. Like, nu-mi interesează de firma Supreme, nu plătesc bani pentru nimic ca Supreme, deci no endorsements, decât că Supreme. Da. Uite ăsta vreau să te întreb de ăsta de aici. The AMG? Da, ce este? That's the AMG. Deci AMG, dacă te uiți vreodată la un AMG, are semnul ăsta. Are?
Da. Ah, ok. Asta este un fel de pistons, like ceva înăuntru un motor. Asta este copacul din orașul ăsta, în Germană, unde s-a inventat AMG-ul. AMG. Wow, like, ok. That's it. Și I'm a Mercedes-Benz guy for life. And I not just a Mercedes, AMG. Da. AMG gang. Yeah. Și mai spuneți AMG sau chestii, că nu există așa ceva. It's AMG. Că când o spun oamenii, parcă zice ceva ciudat, care nu-mi place. Nu-ți place AMG, nu? Nu, că sună ciudat, like, I'm, you know, like, what? Știi ce vreau să spun? Da, da, da. Sounds weird, you know? And nu suntem germani, suntem Romanians, deci românii se zică AMG, nu? Da. Right? AMG, da. AMG. Or AMG, dacă vreți să fiți, whatever, English. Am vrut să clarific asta, că toți fac chestii câteodată cu, că nu e AMG, anyways. Și da, e că... Live loyal, die rich, Diamond, Southside, 905, de unde sunt eu, Lambo tattoo is coming, Six Side, Toronto, the Blue Jays, money. Am pus aici strategic, că e pe mușchi, vezi, flexing on them, you know? Miles, și am făcut Miami, și a fost pentru Miami și Miles, like, you know, Dice, you know, joc de noroc, chestii, the money bag, like, there's a lot, you know, pit car. Și cât timp ți-ai? Oh, asta e pentru tine. Scuze-mă, să ai fișa asta. Ochiul lui Horus. Yeah, da, left and right. Wow. Și asta este Aries, dar dacă duci puțin la el, are ochi albaștri cu nas, da, ca mine. Da, 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 wow, e tare rău. Și tu ești Aries. I'm Aries. Okay. And that's the eyes of the left and right, and boom, it's like my face, kind of. It's weird, you know? Da, da, da. The Ankh. Ankh, the Ankh, yeah, like the life cross, yeah, or whatever. Yeah. King. Dragon, I'm a dragon. The balance, yin yang, Jordan, you gotta have the jump man, you know? Loyalty, OTF, only the family. Okay. OTF, I just fuck a little dirt, Kesty. Only the family is only the family, right? Da. Like, right? Yeah. Only the family. Like, dacă nu, nu știu, noi doi suntem așa de aproape în gândirea asta, că dacă nu ești family, bro, we don't want nothing to do with you. Da. Like, te citim imediat, văd că nu ai cum să stai la masă și mai departe. You know what I mean? Anyways, am multe tatuaje. Tare, în cât timp le-ai făcut pe toate, gen, ți-a luat ceva? Am început ca pe la 16 ani. Și acum am 33. Și thank you. Și acum astăzi am tatuaj. Ai? Da. Unde îți mai faci? Când termin Bragonul. Oh, ok. Și am pe spate tap. Am și văzut, mă, eu m-am uitat tot la videourile, Și o să vreau să fac tot, spate tot. Vreau să-mi pun Big Brother across the belly like Tupac, you know what I mean? Dar o să vorbim despre asta când vine timpul, că like right now I'm giving you spoilers și și ok că vezi, scoți din mine informații. Da. Sunt deja am fost ca un informator. No, never that. Da, bro, and I got the two hearts. Că așa multe, așa bun sunt, dar sunt negre, știi? Că dangerous, you know? Bă, aia, uite, aia cu când ai zis tu pe chestia aia că tu n-ai inima caldă și... Sunt rece, sunt amare, știi ce zic? Da, bro, mi-a plăcut prea mult faza aia. Because, like, bro, așa sunt, știi? Like, it's all fun and games, ok? But când vine treaba și să facem chestii, tot se schimbă, nu? It's like this light switch, on-off, on-off. Da. Trebuie să fii serios, trebuie să fii serios. Pe treabă. Pe lângă albumul pe care o să-l scot, 6-1-6-1, nou capitol, o să fac un new label cu mai mulți artiști, prieteni de-ai mei, family. Name of the label? No name. Nu încă. Nu încă, ok. Ok, not yet. Nu sunt gata pentru asta. Ok. Ok, unul la mână. Just Family, membri mulți, tovarăși apropiați și oameni super, super cu potențial maxim pe care o să rup în următoarea perioadă. O să fac un EP cu Amuli, îl avem plănuit. Nu zic nimic, nu zic niciun nume. Ok. Doar EP, short album, whatever. Mm-hmm. Și după... Am un plan să fac un album solo, iară, pentru, nu știu, 2023, care să n-aibă nicio colaborare, pentru că toate albumele mele de până acum au avut multe colaborări. Înțeles. Am avut și piese solo, dar și piese gen mai mult colaborări, știi? Vreau să fac ceva organic, doar asteca. Amazing. Yeah. The fans want it. Like, sigur că vreau. Yeah. Like, that's amazing. Fiecare artist trebuie să aibă o solo album, cap-coadă, you know? Bă, frate, faci franciză Pitcar? Hell yeah. Okay. Despre asta vorba, like, asta, deci, ok, mulțumesc că m-ai întrebat. De-aia sunt, deci, I'm a businessman, I'm a hustler, right? So I really want to be online, on the internet, on the public figure side, ca să pot să aduc microscopul la Pitcar. Să pot să pun Pitcar pe mapă, pe mapa mare, nu aia mică, știi? Vreau lumea să știe despre Pitcar, ca să... România e parte din EU, right? Yeah. Deci pot să fac franciza și în Paris, Germania, Italy. Vorbesc engleză, mă duc, zbor acolo, bună ziua, hello, my name is Miles.
This is the business plan. Uh-huh. Deci da, vreau să fac franciză și și de-aia m-am băgat în jocul ăsta, știi? Uh-huh. Dar acum îmi place mult prea rău. Și îmi dau seama că TJ Maxx poate fi scaled de 10.000 de ori mai mare decât Pitcar. Și presupun că tu vrei mai întâi primul pas Pitcar. Să faci să mai deschizi aici, nu? Undeva. Nu, nu vreau să deschizi, vreau să fac franciză. Vreau oamenii să vină să-mi ia mie brand-ul petit, le dau know-how, le dau toată șmecheria, cu tot cu programe, digitalizare, le iau, le cumpără, uh-huh. după aia îmi dau un ban în fiecare an din venitul total, nu din profit. Okay. Că poate în primul an are profit, uh-huh. e tot să mănânc, știi? Da. Și o să fie așa, like, câteva în România, whatever, poate nu vrea nimeni în România, facem în Germany, whatever, bro. Uh-huh. Asta e planul, știi? Și sunt sigur că it's destiny să facă asta pe internet. Dar acum îmi place mai mult asta, într-un fel. Da, dar nu o să uiți de Pitcar, like, I love Pitcar. Ce facem aici este unic în România. Like, așa cum sunt eu cu tine, așa e și Pitcar, că vine de sus jos, right? Da, da, da. Deci angajații mei, oamenii mei, dacă nu sunt cum trebuie, au plecat de mult. Da, da. Știi ce zic? Da, e bine să lucrezi cu oameni cu care poți să fii și prieten la modul să fie acolo. Să fii băiat cu ei, să fii... It's like a, bro, I treat like a mafia type family. Că ești cu mine, ești cu mine până la sfârșit. Da. Nu vreau să vină ceva să zică că am găsit un job în altă parte mai bun, plec acolo. Nu există. E dedicat pe asta. It's like for life. Mm-hmm. Yeah. Că până la urmă nu e nimeni aici de 80 de ani. Mm-hmm. Toți vrem bani, toți vrem succes. Cu Pitcar reușești să ajungi acolo. You know what I'm saying? Dacă pot un manager de service sau chiar Big Ali de acolo sau Adi, ok? Adi e șeful de service, Big Ali este fata care face totul sus, ok? Clienți, chestii. Poate să fie nevoie să trimit pe Ali în Germania să învețe pe aia. Da. Și angajez alta aici, știi ce zic? True. Like, anything is possible, evoluția este maximă, știi? Mm-hmm. Pentru oamenii care fac planurile. Da, și, right? Cum ziceai și tu? True. Bro, like, this is like, you know, like, that's what it is. Like, da, frate. I can't wait to go to Rolling Loud with you. Same. Dar bașa să facem chestii. Vreau să mai zic o dată chestii de aia de Nane. Ok. Nane is amazing. Mm-hmm. Like, nu știu, nu pot zic acum cântecele, că nu asta să ne memorez. Dar în afară de tine, like, Nane is the other guy that I feel like is like a monster, you know, pentru Romania. Da, da, da. Asta am vrut să zic public, da. DJ Miles, și poate Nane, într-o Azteca, zi, you know? Poate într-o zi, we have a sit down, ceva vorbim. Parle. Yeah. Okay. I don't know. I think it's, anything is possible. Yeah. This was the big vlog. A fost spontaneous, nu mă așteptam să vin Azteca niciodată aici. Acum că s-a întâmplat să ne cunoaștem, m-am zis, hey, vrei să vii? Și a zis, da, like, right away. I'm like, what? Thank you. Apreciez foarte mult că ai venit. Bă, și eu like, honestly, mă apreciez, like, că mai chemat. You're a man, you know? Like, straight up. Și să urmeze niște chestii big brother, stați cu noi, că stai cu el, stai cu mine, stai cu cine vrei, dar ca el și ca mine nu mai există. Îți promit. For real. I promise you, bro. Anyways, that's it. Salut. Vă pup.